Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre faptul că produsele alimentare s-au scumpit aproximativ cu 2,2%. Despre evoluția prețurilor vom încerca să discutăm împreună cu Veceslav Ioniț, expert economic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu domnul Sergiu Ungureanu, de asemenea expert economic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule Ioniță, haideți să pornim de la această cifră pe care ne-am enunțat-o un pic mai devreme. Produsele alimentare s-au scumpit cu 2,2%. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă foarte mult. E clar pentru bătrânii care ne ascultă, pentru ei și 2% e mult. Pentru ei produsele au crescut mai mult și noi vreo 10 ani în urmă, când eram la Ediz Viitor, și acum sunt la Ediz Viitor, dar vreo 10 ani în urmă, chiar calculasem inflația la pentru pensionare. Deoarece coșul de consum, inflația calculată după coșul de consum, ia populația mediu. Deci noi anul acesta avem un nivel a inflației destul de scăzut. Lucrul acesta n-ar trebui să ne bucure foarte mult, deoarece să nu uităm că noi am avut o apreciere puternică a valutei naționale. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă înainte ca să importi un bun de un euro, trebuia să plătești 22 de lei, acum plătești 19 lei și jumătate. Iar bunul cum se vindea? Cu 22 de lei așa se vinde mai departe. În mod normal, când ai avut o apreciere a valutei naționale cu aproape 20%, să nu uităm că noi vreo 70% din produsele noastre sunt produse de import. Și uitați-vă, tu ai leul tău să întărești cu 40%, cu 20%, iar în mod evident, prețurile la produsele de import trebuiau să scadă, nu cu 20%, dar cel puțin cu un 10%. De ce spun cel puțin cu un 10%? Admit că importatorii noștri au avut un șoc atunci când valuta noastră a depreciat. Să nu uităm că Moldova a avut și o depreciere a valutei. Deci am avut un carusel cu valuta națională. Și uitați-vă, pe fundalul aprecierii valutei naționale, noi avem o scădere a inflației, dar oricum rămâne inflație. În mod normal, cetățenii noștri anul acesta trebuia să plătească mai puțin, produsele trebuia să fie mai ieftin, din simplu motiv că valuta națională s-a apreciat. Dar suntem cum suntem, suntem în Republica Moldova, din acest motiv, în linii mari, 2% nu este mult, însă, încă o dată repet, asta pe fundalul că leul nostru s-a apreciat. Deci pe fundalul că prețul trebuia să aibă o creștere negativă. Dacă să luăm aceste 2% și ținând cont că veniturile populației, oricum, calculatele au crescut în acest an, eu cred că noi deja am ajuns în trimestrul 3, 6.500 de lei, în trimestrul 4 cred că ne vom apropia de 7.000, nu, dar vreo 6.700 de lei cred că se ridică salariul mediu trimestrial. Lucru care în careva măsură am putea spune că prețurile au crescut mai puțin decât veniturile în lei ale populației. Dar și aici când vorbim de veniturile în lei ale populației, trebuie iarăși să nuanțăm. Veniturile la noi, salariul primesc doar 600.000 de oameni. Restul oamenilor nu primesc salarii, restul oamenilor primesc fii sau pensii care se indexează o dată pe an, fii primesc remitențe de peste hotare. Jumătate din veniturile, remitențele de peste hotare care le primesc oamenii noștri sunt mai mari decât salariile plătite în țară. Și vă imaginați că omul primește euro sau dolari, când îl schimbă în lei, el pierde, dar prețurile nu au scăzut. Și atunci a recalculat în valută. La noi, anul acesta, noi trebuie să plătim pentru anumite bunuri cam cu 20 de euro mai mult decât la fiecare sută, decât plăteam acum 2 ani în urmă. Deci dacă 2 ani în urmă eu mă duceam, copilul meu de piscotare îmi trimitea 100 de euro și mergeam la magazin și cumpăram ceva, anul ăsta trebuie să schimb 120 de euro ca să cumpăr același volum de bunuri. Deci cam asta este povestea cu deprecierea, cu creșterea prețurilor. Aparent nu este mare, dar pe anumite sectoare de cetățeni se simte. Domnul Ungureanu, inflația anuală pe anul 2018 a constituit 0,9%. E mult? E puțin?
E puțin, dar, cum am spus, trebuie privite lucrurile în ansamblu. Nu putem să ne bucurăm doar că avem o inflație mică, pentru că trebuie să vedem ce înseamnă asta pentru importatori și ce înseamnă pentru exportatori. Da. Pentru că fiecare din aceste categorii afectează diferit acest lucru. Și după cum s-a spus, uitați-vă, avem o inflație foarte mică, dar asta nu a însemnat că au scăzut ritmul de creștere a prețurilor sau că, în genere, prețurile acestea au avut o tendință de scădere. Ba, dimpotrivă, la multe produse, la multe servicii, acestea au avut o tendință de creștere. Posibil că aceste, hai să spunem, acești indicatori economici acum sunt datorați unor factori artificiali. Se menține acum, se încearcă a menține la indicatori buni, probabil din anumite motive, poate tehnice, politice sau din anumite motive electorale, dar nu vedem niște indicatori macroeconomici care să arate că economia cu adevărat se însănătoșește. Pentru că este ca și cum ai spune cuiva că, uite, nu mai ai temperatură, dar poate greșit arată termometrul și atunci nu înseamnă că ești sănătos. Dar noi nu vedem o creștere a producției, noi nu vedem o creștere a volumului de servicii sau să spunem că Moldova a început un export esențial, deci a crescut rata de exporturi a Republicii Moldova. Deci niște indicatori care ar da de înțeles că, uitați-vă, economia se însănătoșește și mergem pe o cale bună. Și de aceea apare și o inflație scăzută, poate o deflație, dacă nu... Deci și în asemenea situație. Deci... Domnul Ungureanu, da, Biroul Național de Statistică ne spune că s-au ieftinit cu puțin, ce este adevărat, serviciile prestate populației. E un fenomen firesc? Serviciile, aceste date de la Biroul Național de Statistică, ele se bazează, ele fac un coș întreg, haideți așa să înțelegem, și în dependență de ce produse, servicii cumpără fiecare om și diferite categorii au diferit rată de cumpărare acestor, dar aceasta se bazează în special pe faptul că un pic s-a ieftinit energia electrică, deci am avut acea scădere acestea și... În calcul a rezultat că, uitați-vă, serviciile un pic s-au ieftinit, cei ce nu a afectat esențial, pentru că până la aceasta am avut o creștere esențială acestea și apoi o mică scădere. Deci depinde de noi am avut o reducere. Am început la ceva. Imaginați, leul nostru s-a întărit cu 20% în condiția când tu importi bunuri. Mai mult cu atâta, pe segmentul energetic, noi am avut 2 ani favorabili pe care am ratat și anul ăsta iarăși a fost favorabil. Ce am în vedere? Să nu uităm că noi importăm toate resursele energetice în Republica Moldova sunt importate. Noi importăm undeva de 1,2 miliarde de dolari anual resurse energetice. Prețul la petrol, că la noi prețul la petrol dictează prețul la benzină, motorină, prețul la gaz e legat de prețul la petrol și prețul la energie electrică nu atât de direct, dar tot este legat de prețul la petrol, deoarece se produce gaz și energie electrică, tot prețul scade. În anii 2013-2014 prețul la petrol a ajuns cota maximă, $110 barelul. După aceasta a urmat 2015-2016 când prețul la petrol a scăzut până la $44 barelul maxim. Deci de 2 ori și ceva a scăzut prețul. Drept rezultat, Republica Moldova ca importuri, noi am economisit în 3 ani de zile 1,5 miliarde de dolari. Deci dacă noi în mod normal importam de 1,2 miliarde dolari anual, noi am importat de 700 de milioane. Numai că această scădere de preț care a avut loc pe piața internațională. Nu s-a reflectat scădere, pe piața noastră. Nu s-a reflectat pe piața noastră. Deci noi pe piața noastră n-am simțit acest lucru, n-am simțit-o din câteva motive. Am avut jaful miliardului, am avut pe vremea aceea prețul la benzină, că acum următoarea temă care vreau să arăt că la noi, prețurile nu se formează după regulile economiei de piață. În 2016 erau cele mai exagerate. Adaosul pe care și-l puneam petroliști era cel mai mare. Noi de regulă strigăm la petroliști. Când am strigat? Acum în luna mai, când prețul la petrol a ajuns la cota maximă, petroliștii atunci sunt cei mai cinstiți, deoarece prețul la petrol e mare, ei își pun adaosul cel mai micuț. Și noi atunci strigăm la ei și vrem să reduc prețul. Uitați-vă, la noi ultima dată prețul la benzină a fost plafonat în luna august. 19 lei și o bănuță, dacă nu mă înșală memoria. În luna august, prețul unui barel de petrol era 1200 și ceva de lei. Acum, din cauza că prețul la petrol, piața internațională a scăzut și din cauza cursului valutar, un barel de petrol a ajuns la sub 1000 de lei pentru prima dată, 900 și ceva de lei. Uitați-vă, la 1200, 900 și ceva de lei. La fiecare litru de benzină, la fiecare litru de petrol, un litru de petrol s-a ieftinit cu 3 lei acum. Pe piața internațională, pe piața locală ați văzut vreo ieftinire? N-ați văzut-o. Deci noi strigăm când prețurile sunt mari, când sunt mici nu strigăm.
Petroliștii au o scuză și vă spun în ce constă scuza. Că prețul s-a plafonat când era 1200. După asta el în luna septembrie, octombrie a crescut până la 1400, dar prețul la noi în Moldova n-a crescut politic. Deci de la o piață concurențială unde dacă piața internațională prețul crește la noi, crește, dacă piața internațională prețul scade la noi, scade, noi avem o piață opacă unde se bagă politicienii și parcă pe noi ne fac fericiți că atunci când prețul o leac se duc mai sus, la se noi menține. Nu se majorează aparent. Dar în schimb ei uită să ne vadă ce se întâmplă când prețurile au scăzut. Dacă m-ați întrebat pe mine, noi avem prețuri corecte sau incorrecte la produs petrolieri, mie mi-e greu să vă răspund. Și inflația micuță din 2018 da. Este determinată în cea mai mare parte de aprecierea valutei naționale. Deci când ai o valută națională care se întărește, și când ai consumul populației orientat pe, la mărfurile de import, tu nu trebuie să vorbești că inflația e micuță, trebuie să vorbești, dar în general, de ce cresc prețurile când în mod normal el trebuie să scadă. Da. Domnul Ungureanu, iată, atunci când ne-am planificat să realizăm această emisiune, nu cunoșteam că pe parcursul zilei de astăzi premierul Filip va ieși cu o dare de seamă a celor întreprinse pe 3 ani de zile și domnia sa a enunțat mai multe teze interesante pe care o să încerc să le discutăm pe rând, însă haideți să pornim de la faptul că dânsul zice că avem o creștere economică constantă de peste 4% în toți acești 3 ani de zile. Cum se vede prin prisma unui expert economic? Știți, creșterile astea care sunt pentru Republica da. Moldova, creșteri care sunt sub 10, sub 12%, ele practic sunt inobservabile. Deci ca noi să observăm ceva în economia da. Noastră să crească, noi avem nevoie de rate de creștere, nu m-aș greși să spun peste 12, peste 15%. Deci ca să se observe, ca să ajungem cel puțin într-o perioadă oarecare normală, să ajungem țări nu prea dezvoltate, hai să spunem așa, țări care medii ale Uniunii Europene, dacă tot acolo tindem. Deci noi trebuie să avem asemenea creșteri. Și faptul că avem doar creșteri care de 4%, care iarăși sunt pe hârtie, iarăși sunt de multe ori artificial datorate anumitor jocuri de astea ale valutei și ale inflației care are loc în Republica Moldova. Deci iarăși noi vedem că acest lucru nu este foarte bine resimțit de populație. Și atunci când bine, toți din jur au o creștere mult mai mare, iar noi avem o creștere doar de 4%, aceasta ne defavorizează. Și iarăși, fiind o țară care importăm cel mai mult și resurse și servicii de foarte multe ori, aceasta nu este un lucru chiar foarte bun. Da, este bine că nu este o descreștere economică, nu putem spune, deci ca să nu... Dar avem o stabilitate economică. Doar de rău. Stabilitatea economică este, iarăși spunem că nu se datorează acelor factori obiectivi. Este economia noastră, iată, termenul este foarte corect, este opacă la foarte multe schimbări din exterior, mai ales la acele schimbări care tind să aducă un beneficiu și noi nu vibrăm la aceeași lungime de undă sau, haideți să spunem, că economia națională și nici nu poți să construiești o anumită dependență între factorii aceștia și din această cauză se observă că populația de rând, oamenii de rând nu prea simt această creștere economică, mai ales că ea este una foarte mică, nesemnificativă și poate la anumite capitole destul de înguste care uneori cresc sau au apărut o tehnologie performanță, se dezvoltă, de exemplu, sectorul IT. Și iată, pe baza unor sectoare care se dezvoltă foarte rapid, noi avem o creștere per general în economie, dar ramurile tradiționale care ar trebui să fie dezvoltate sunt sau în stagnare sau într-o creștere foarte lentă, de ceea ce nu asigură o stabilitate durabilă a economiei. Ca să arătăm clar tablou ce se întâmplă în economia noastră, eu o să încep cu pozitivul și apoi încercăm să-l înțelegem, da? Uitați-vă, 2018, nu trebuie să recunoaștem că este un an, e sectorul financiar care cel mai clar arată ce se întâmplă în economia noastră. Deci volumul de credit oferit de către sectorul nostru financiar în totalitatea lui, în Republica Moldova, maxima a fost atins în 2014, când volumul de credit era de 44,7 miliarde de lei. Tot sectorul financiar, vorbesc de bănci, companii de microfinanțare, companii de leasing și companii de asociațiile economice împrumute. Da. După aceasta, noi am avut o prăbușire a volumului de credit și el a scăzut dramatic. Unica ce l-a ținut, acolo să explicăm ce l-a ținut, era anul acesta, noi avem primul an când volumul de credit
oferit decât sectorul nostru financiar în totalitate, va ajunge aproximativ la nivelul 2018 vorbesc. A ajuns, că datele vor fi ceva mai târziu, dar nu deja putem estima, a ajuns la nivelul de până la criză din 2014. Ce s-a întâmplat? Observăm un lucru simplu. Volumul de credit oferit agențelor economice în această perioadă a scăzut cu aproape 9 miliarde de lei. Și tot în această perioadă, și în special în 2018, volumul de credite luat de către populație a crescut cu 8 miliarde și ceva, aproape 8 și jumătate. De fapt, noi avem o substituire a creditării agențelor economici cu creditarea populației. Populația noastră acum scoate din criză și economia și sistemul financiar. Dacă 4 ani în urmă, 5 ani în urmă, în 2013, volumul de credit oferit la populație era de 15%, 85% din toate creditele zăgeau pentru agenții economici, 15% populației, în 2018 noi am ajuns că la populație se dă aproape 40% din credit. Raportul s-a schimbat. Iar dacă luăm 2018, volumul de credit oferit de bănci pentru prima dată a crescut. Deci el a căzut 4 ani de zile, a căzut până în februarie 2018, iar din 2018 avem o explozie, nu ar fi corect, dar avem o creștere puternică a volumului de credite, unde s-a dus la populație. Deci, de fapt, tot ce se întâmplă acum, că economia noastră crește, produsul nostru intern brut crește, creditarea economiei crește, totul se datorează inclusiv consumului populației. Deci avem în continuare economie bazată pe consum. Deci ai consum, bunelul meu spunea iazi de ploaie. Plouă iazi, nu plouă, nu iazi. Deci la noi ai consum, ai economie. Uitați, n-ai consum, n-ai economie. Uitați-vă bugetul de stat 2017-2018 sunt primii 2 ani de zile, după 7 ani de zile de nesupraexecutare, clar că el a fost și planificat destul de, să zicem conservativ, așa, conservativ, dar avem o supraexecutare și în 2017 și în 2018. De unde apare această supraexecutare? Răspunsul este simplu. Ne uităm din consumul populației. În 2017, vama noastră, trebuie să recunoaștem, să dăm toate meritele, a lucrat mai bine, deci a crescut valoarea mărfurilor declarate în vamă și în felul acesta am avut supraîmplinirea bugetului de stat. Ce înseamnă pentru cetățean? Asta înseamnă că marfa ta, deoarece prețul leu s-a apreciat, trebuia să scadă din preț, dar ce n-a scăzut? Din diferite motive, dar inclusiv de atâta că s-a plătit mai mult în vamă. Că dacă tu ai plătit 2,6 miliarde de lei în vamă, tu ai plătit nu pe agenții economici, tu ai plătit pe consumul populației. Și noi, de fapt, avem o creștere economică, trebuie să spunem, ea este. Avem o relansare a sistemului financiar, deci el a ajuns în 2018 la nivelul de până la criză, deci el s-a prăbușit. Și în 2018 am ajuns fundul și am avut în 2018 o creștere foarte puternică. Dacă ne uităm atent, în 2018 volumul total de credit din sistemul bancar, cred că se va apropia când vom avea ultimele date, în jur de 4 miliarde de lei. Plus mai ești sectorul nebancar, deci avem cea mai mare creștere a volumului de credit. Dar e aproape toată exclusiv, nu-i toată, hai să spunem, noi avem unde a crescut la noi creditarea și asta este o parte, agricultura, puțin a crescut transportul și puțin a crescut în 2018, în 2018 a crescut construcțiile. Dar la construcții, care construcții? Tot construcții civile, deci tot consum. Este un consum investițional, dar este tot consum. Deci noi trebuie să spunem că sectorul financiar ne arată cel mai clar că economia Republicii Moldova continuă a fi o economie bazată pe consum. Oamenii lucrează pe scotare, câștigă bani, trimite acasă, acasă îi cheltuie și bugetul de stat încasează bani. Și trebuie să recunoaștem, da, am avut creștere, da, am avut majorări, dar ele toate s-au bazat pe consum. Deci nu ai o creștere durabilă. Da, domnul remarcă aici că dacă este bazat pe consum, asta nu este de durată, pentru că nu se duc acești bani înspre a se investi, înspre a capacități de producție. Ei se vor consuma și atât. Deci, practic, asta este... Fac iarăși referire la raportul prezentat de domnul Filip. Domnia sa ne asigură că au crescut în 3 ani cu 84% salariul mediu în învățământ. În medicină avem o creștere de 83% și salariul ar constitui aproximativ 9.000 de lei. În salariile directorilor caselor de cultură ajung la 6.000 de lei.
Domnul Ungureanu, cât de ancorate în realitate sunt aceste cifre și în ce măsură există asemenea salarii? Aș îndrăzni să întreb, chiar pentru un lucrător medical, suma de 9.000 de lei mi s-ar părea un pic exagerată. E o constatare așa subiectivă? Deci, vedeți, aici cifrele arată, în rapoarte arată foarte bine, dar când ne ducem în realitate, observăm că de multe ori chiar și aceiași directori de casă de cultură, da, personal medical, profesori, sau ei sunt plătiți nu cu salariul întreg. Deci, de foarte multe ori se aplică anumite scheme când, da, salariul de funcții, salariul de stat este atâta, dar deoarece nu avem nevoie de ei pentru toată ziua, apoi impozitele se încep și apoi foarte multe lucruri în asta și până la urmă, în final, ceea ce ajunge în mâna omului, ceea ce face puterea de cumpărare, ceea ce face ca omul să poată să întrețină economia, ajunge mult mai puțin. Și de obicei, asemenea lucruri, asemenea salarii sunt în cazurile cele mai bune și ele nu s-a dat o statistică. Haideți să vedem cât din ceea ce am avut noi până acum, din personalul acesta medical, cât primeau per general și cât acum primesc. Și care este ponderea sau puterea de cumpărare a acestor noi sume pe care ei le primesc. Spre exemplu, în medicină, dânsii zic că în 2015 un lucrător medical primea aproximativ 5.000 de lei, iar acum aproximativ 9.000 de lei după reforma salariilor. Păi să nu uităm că au fost reformați și sistemul, am fost reduși din cadre foarte mulți și atunci un personal medical care în 2015 îndeplinea doar o sarcină care era a lui, da, acum ei trebuie să îndeplinească 3 sau 4 sarcini pentru un salariu cu 50. Și atunci da, să ia anumite poziții. Eu am luat datele oficiale, am deschis Biroul Național de Statistici. Da, nu trebuie de confruntat, că eu cred că unica cine avem noi acum, noi avem date doar pe trimestru 3. Domnul prim-ministru cred că deja a primit la Biroul de Statistic date pe trimestru 4. Nu uităm la lucrătorul medicină. Da? Da. Un medic, că aici iarăși, să nu uităm că noi suntem în electorale. Și atunci mesajele, inclusiv și pentru autoritățile noastre, recomand că mesajele să fie foarte clare, deoarece domnul prim-ministru n-a spus sistemul medical, da, dar medicii. Deci eu cred că el a luat anumită breaslă din cadrul sistemului medical și ne l-a dat datele. Că dacă luăm întregul nostru sistem, statistica spune... Așa a formulat salariile doctorilor, așa doctor, a fost. Da. Aici e greu, noi nu avem în statistică așa cifre, trebuie să credem pe cuvânt. Eu dacă mă uit activitățile viitoare la sănătate umană, deci da, salariul în sistemul medical, care cuprinde absolut toți salariații, da? În 2015 era 4.200 de lei, dumnealui are 5.000 de lei. Deci el a luat un grup mai bine plătit, mai select. Și în 2018, în trimestru 3, era 6.600, deci eu presupun că în trimestru 4 poate să apropie de 6.800-6.900 de lei. Da? Admit. Dar nici de cum 9. Da, dar noi vorbim de întreg sistem medical. Unde avem noi problemă? Și vă spun unde. Avem la cultură. Că atunci salariul era 3.000 de lei și acum, conform datele statistici, 3.500. Dacă ne uităm foarte atent, noi la cultură, practic, n-am avut majorare de salariu. Dacă ne uităm la medici, majorarea, chiar după datele oficiale statistici, la 4.200, la 6.600, noi avem o majorare de aproape 50%. Dumnealui zice că salariile directorilor caselor de cultură s-au triplat, de la 2 la 6.000. Vedeți, iarăși, noi nu vorbim de, noi vorbim de oameni între de personal, cultură, sau vorbim de directori Casa de Cultură. Noi experți nu suntem în campanie electorală. Și atunci domnul prim-ministru evident că va alege cifrele cele mai frumoase, dar el poate să-i joace și un de serviciu. Deci eu aș pune aici mai tare, aș pune accentul că noi când facem reformă în sistemul nostru public, da? Uitați-vă, noi am fost corect cu autoritățile. Ei au spus că în acest an vor fi majorări de salariu, în 2019. Da. Dacă ne uităm atent, fondul de salarizare cel mai puțin crește din ultimii 5 ani de zile, cel mai puțin crește în 2019. Dacă în mod normal fondul de salarizare în fiecare an creștea cu 10%, în 2019 el crește doar cu 5% și ceva, deci practic de două ori mai puțin. Dar noi ca experți am fost corecți și noi am explicat, oameni buni, da, salariul crește cu doar 5%, dar să nu uitați că asigurările sociale au scăzut cu 5% și impozitul pe venit a persoanelor fizice s-a redus. De aceea, impozitele care vor fi plătite din fondul de salariu, guvernul va plăti impozite cu vreo miliard și ceva de lei mai mult, mai puțin, adică el dintr-un buzunar trebuie să pui în altul și îți primește că, de fapt, dacă ținem cont de aceasta, salariul, într-adevăr,
nu au crescut comparativ cu fondul de salariu în anul acesta, mai mulți bani rămân pentru salariu. Și noi aceasta am spus-o, deci noi le-am venit în ajutorul lor, că explicăm cetățenilor. Doi, să nu uităm că guvernul presupune că în acest an, scris în proiectul de buget pe 2019, da, în notă informativă, că ei intenționează să reducă cu 8.000 numărul de oameni angajați în sectorul bugetar, de la 68.000 la 60.000. Și iarăși, ca să nu speriem oameni că vor fi dați afară 8.000, vreau să spun că 8.000 asta nu înseamnă 8.000 de persoane. Sunt anumite funcții care sunt în sectorul bugetar, dar ele nu sunt ocupate sau cineva lucrează pe un salariu jumătate sau două, prin cum. Iarăși, aici dacă ne uităm atent, noi, guvernul ce a făcut acum? A pus interdicții ca să fie angajări în sectorul public. Ziariștii mă întreabă, domnule, ce înseamnă aceasta? Și eu le spun, băi, oameni buni, ei vor să lichideze 8.000 de funcții. Și eu aici accept că e corect. Pot să explic. Și atunci, în momentul când vrei să lichidezi 8.000 de funcții, care nu toate sunt ocupate pentru alea, și tu te gândești că din banii economisiți poți majora salariul și îți găsești un director de instituții care cât guvernul la Chișinău vrea să dă-i afară, el pe loc angajează pe verișor sau pe nănașul și pe cumătru. Și ca să nu întâmple acesta, guvernul încearcă cumva să optimizeze structura ca să poată da majorări de salariu. Noi totuși, când faci tu toată reforma aceasta, tu ești la locurile sensibile. În învățământ, da? Salariul crescut la 3.600 de lei în întreg sistemul de învățământ, cât a fost în 2015, a ajuns la 5.300 cam în trimestrul 3, poate la sfârșitul anului ajungem la 5.500. Deci observăm, în învățământ noi am avut o majorare de salariu. În medicină am avut o majorare de salariu. Clar că ea nu este la nivelul care vor oamenii, dar am avut. Tot ce trebuie să spui guvernul, că în această perioadă noi am lizat interesele și dreptul celor din cultură. Cultura totuși rămâne o prioritate. Ei și aveau cel mai mic salariu, iar și acum salariul lor este cel mai mic. Că dacă în 2015 salariul unui om de cultură era cu 20% mai mic decât a om de învățământ, atunci în 2018 salariul la om de cultură este aproape în jumătate ca unul de învățământ. Vedeți? Cel din cultură... Raport. Da, deci ceilalți au dus în sus, aici din cultură au rămas în jos. Cam asta ar fi discursul politic și dacă sunt acum partide care participă în campanie electorală, cam aici trebuie să fie dezbaterea publică, nu pe jocuri de cifre, dar băi, oameni buni, ce facem cu cei din cultură? Optimizăm, îi reducem și pe ei, lăsăm pe mai puțin, da, îi putem duce pe toți în spate, nu putem să-i ducem în spate. Dar n-al poți să lăsa la 3.600 de lei media pe sistem, care îl avem în ziua de astăzi. Cam asta ar fi discursul public. Da, domnul Ungureanu, iată, vorbim despre aceste cifre și iarăși guvernul ne asigură că în ultimii 3 ani a crescut salariul mediu pe economie de la 4.600 la 7.000 de lei. Lucrurile astea oarecum pot fi explicate, oarecum pot fi simțite de cetățeanul de rând, pentru că asta vrem să aflăm. Da, deci aici vedem că apar într-o cifră foarte frumoasă și o creștere semnificativă, dar iarăși trebuie să ne uităm în comparație cu ce? În comparație cu coșul minim de consum, în comparație cu puterea de cumpărare. Iată, cu acești factori noi trebuie să vedem. Dacă acestea au crescut mult mai repede și au crescut și aceștia, deci noi nu putem spune că avem o creștere salarială atât de semnificativă. Și iarăși un lucru important este să vedem care este transparența și în ce domenii salariale, în ce domenii ale economiei salariile cresc și conform căror, aș spune așa, algoritm. Iată, întrebarea aceasta de foarte multe ori nu este deschisă de către guvernanți, nu este deschisă conform la ce principii vor trece la următoarele creșteri și cu ce volum. Pentru că de fiecare dată aceasta ne apare ca o surpriză. Că uitați-vă, peste noapte vine guvernul și a spus că medicii vor crește încă cu 15%, profesorii cu 12% și așa mai departe. Deci un lucru foarte important aici ar fi să avem o transparență, să avem o predictibilitate. Pentru că de asta și vorbim despre o economie stabilă sau instabilă, pentru că într-o economie instabilă noi avem așa surprize și idei când fiecare nou ministru, nou guvernanță, un preajma de alegeri vin cu cifre foarte frumoase care, iarăși, cum apoi cifrele astea ar putea să le joace fiesta, pentru că până la urmă ei vor trebui la anul sau în anii următori să arate, dar cum ați avut voi creștere doar în preajma, nu știu, alegerilor sau în preajma, dar mai departe aceste creșteri nu s-au mai observat. Dar noi trebuie să credem pe cuvânt pe guvernanți care ne zic, iată, că salariul mai mic de 2.000 de lei la bugetari nu există? Păi nu aș spune. Asta trebuie verificat în fiecare instituție, pentru că
poate fi salariul de funcții sau salariul de stat de 3.000 sau 2.800, dar deoarece directorul a hotărât că nu se îndeplinește întreaga funcție, pune sub 2.000. Deci cazuri pentru a depăși aceste lucruri, pentru a arăta că sunt foarte multe. Și apoi în statistică îți vor arăta că nu sunt cazuri, nu sunt salarii mai mici de 2.000, dar cu adevărat acestea ar fi ca și cu pensiile, ca și cu multe alte lucruri care iarăși la noi se fac într-o grabă și uneori foarte pe ascuns, pentru că iată peste noapte trebuie să scoatem repede o micșorare de tarife ca să ne îmbunătățim un pic indicatorii economici sau repede mărim salariile sau pensiile la o anumită categorie care și apoi se arată la televizor, se vehiculează pensionari care bine, foarte bine pentru ei, care au peste 7.000 sau peste 5.000 de lei. Asta este minunat, dar ce fac restul oamenilor peste 98% care nu au asemenea pensii? Domnul Ungureanu, o clipă, încă un aspect vreau să mai aflu de la domnul Ungureanu. Iată, la începutul acestei emisiuni vorbeam despre creșterea de prețuri pentru produsele alimentare cu aproximativ 2%. Vreau să vă întreb, iată, tocmai afectează produsele care fac parte din ceea ce numim noi coșul minim de consum. Nu ar trebui să fim mai atenți atunci când avem creșteri pentru aceste produse? Pentru că domnul Ioniță pomenea ceva mai devreme, se poate întâmpla ca să fie resimțite pentru anumite pături această majorare. Anume, coșul minim de consum este cel mai dureros și aici trebuie, eu consider și, bine, nu doar eu, mulți experți consideră că avem încă o reglementare foarte slabă la asupra acestor produse care fac parte din coșul minim de consum și ce ar trebui să facă guvernul ca să mențină puterea de cumpărare ca oamenii să-și poată permite cel puțin acest coș minim de consum și după care putem să discutăm despre salarii, despre pensii și așa mai departe. Pentru că nu este admisibil când o pensie sau un salariu este mai mic decât coșul minim de consum. Ce facem cu omul acela și unde îl trimitem mai departe? Și creșterea aceasta de 2% care este per general pe produse alimentare, la coșul minim de consum, deoarece știm că se face o medie ponderată, este mai accentuată. Pentru că anume produsele acelea care sunt cel mai necesare, cele mai, ele din păcate cel mai des sunt afectate de aceste scumpiri și mai ales că sunt produse de multe ori sunt și din import și aceste produse, iată, sunt foarte importante pentru populație. Și aici ar trebui un pic de reglementare, un pic mai multă și mai ales de adăugat anumite produse medicale care de asemenea sunt foarte necesare, niște servicii care de asemenea, pentru, în special pentru populația în vârstă, este necesară, serviciile comunale. Deci lucruri care ar trebui să se gândească dacă statul nostru își pune acum o agendă așa socială și vine premierul și spune, uitați, noi ne gândim la populație și avem asemenea și asemenea creșteri, deci face un accent social, păi lasă să vedem acest accent social cu adevărat, de la început până la sfârșit, transparent. Și atunci îi vom crede. Eu nu vreau să fiu aici cârcotaș, nu vreau să fiu rău cu ei. Vreau să văd creșteri reale și vreau să discutăm cu oameni care pot discuta cu cifre și pot discuta cu realități. Da. Domnule Ioniță, eu vreau să aflu de la dumneavoastră cum stăm noi la capitolul export, pentru că neavând poate studii economice, fiecare dintre noi ne dăm seama că atunci când exportăm, este în beneficiu țării, este în beneficiu fiecăruia dintre noi. Noi am avut un început de an foarte bun. A fost exportul iarăși arată o imagine a țării noastre. Deci noi am avut volumul maxim de export, l-am atins în 2014, 2,4 miliarde de dolari. După aceasta am avut o cădere 2015-2016 și în 2017-2018 mie îmi place nu noțiunea de a crescut brusc exportul, dar mai corect este noțiunea de s-au recuperat exporturile. Că dacă tu ai avut 2 miliarde 400 și apoi te-ai coborât la 2 miliarde în 2016 și în 2017 ai ridicat la 2 miliarde și 400, da, e o creștere mare de 400 de milioane. Dar față de anul precedent, dar tu creșterea aceasta din 2017 este recuperarea până în 2014, deci tu te-ai întors de unde ai căzut. În 2018 datele încă sunt preliminare, avem doar pe primele 11 luni, este greu de văzut pe articole, dar un lucru care se vede clar, noi până în luna mai, la noi lucrurile mergeau foarte bine. Deci noi chiar atunci am scris că exporturile în acest an cred că vor ajunge la 3 miliarde de dolari. După aceasta noi avem deja 3 luni consecutiv, luna septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni și decembrie, sper că nu va fi așa, dar bănuiesc așa, când exporturile sunt cu mult mai mult mici decât ne-am așteptat noi. Ele chiar sunt mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Aceasta cred că este una din probleme, este că noi n-am reușit să menținem piețele tradiționale. Eu bănuiesc, nu am datele încă, că nu sunt datele, dar bănuiesc că noi n-am reușit să menținem ritmul de export spre Federația Rusă, spre exemplu, și noi ne-am încetinit exportul spre Uniunea Europeană și atunci noi vom avea în acest an, cel mai probabil, vom avea vreo 2 miliarde 700, este recordul, deci Moldova nu a avut niciodată așa export, însă este cu mult mai puțin decât s-a început. Deci noi am început anul
foarte bine, iar începând cu luna septembrie noi avem o frânare a tot ce înseamnă procesul de export. Sper că asta se explică doar prin electorală, dar întercându-mi la salariul oamenilor și bunăstarea cetățenilor, sunt trei lucruri care caracterizează salariul omului. Ce înseamnă mult sau puțin? E greu de zis. E o chestie relativă. Da, acolo. Pentru unii ceva, mult pentru altii puțin. Și atunci avem trei indicatori care nouă ne permite să ne raportăm. Primul indicator este, noi facem un sondaj deja 2 ani consecutiv, noi întrebăm pe oameni, stimați cetățeni, cam care ar fi salariul care voi îl doriți ca să nu vreți să plecați în țară? Deci întrebăm, cât crezi tu că ar trebui să câștigi ca să-ți bine? În baza răspunsului cetățenilor, noi avem în prezent, anul acesta, avem răspunsul, este aproape 13.000 de lei. Deci oamenii noștri spun că dacă eu aș primi în Moldova 13.000 de lei, atunci asta m-ar motiva să rămân în țară și nu plec pe scotare. Uitați-vă că la noi salariul, primul răspuns, e de două ori mai mic. Da. Al doilea răspuns care se măsoară este așa noțiune, clasa medie. Ce înseamnă clasa medie? Clasa medie sunt acei oameni, acea familie, care își poate permite să nu cheltuiască pentru produsele alimentare mai mult de 20% din banii lor. Deci dumneavoastră trebuie să câștigați atâția bani ca pentru mai mâncare să cheltuiți 20%, iar 80% îți vă rămâne ca să vă puteți procura apartament sau să-l luați în chirie, să cumpărați mașină și odată pe an să mergeți la odihnă. Respectiv, în Moldova, clasă medie, avem maximul 10%. Noi avem 10% din oameni care își permit să cheltuie pe mâncare mai puțin 20%. Dacă vă uitați conform datelor statistici, la noi oamenii cheltuie pentru mâncare jumătate din bugetul lor și noi la capitolul acesta suntem primii în Europa. Asta nu e bucurie, asta e tristeță. Ce înseamnă lucrul acesta? Că oamenii câștigă atât de puțin că sunt nevoiți toți banii să-i dea pentru mâncare. Și nu vorbesc de oameni alimentare sănătoase. Da. Este al doilea indicator. Dacă dumneavoastră vă uitați foarte atent, o familie din 3 persoane, dacă la noi în Moldova acum cam 3 persoane, o familie din 3 persoane trebuie să aibă pe zi numai puțin de 200 de lei pentru mâncare, înmulțit la 30 de zile, 6.000 de lei și asta trebuie să fie 20%, deci familia trebuie să câștige măcar 30.000 de lei pe lună. Din 3 persoane, tata, mama și un copil. Dacă sunteți mai puțin de 30.000 de lei pe lună, familia dumneavoastră nu sunteți în familia medie. Acum cine ne ascultă îți gândești, domnule Ionis, despre ce vorbești. Ne-am lămurit. Și a treilea cifră este coșul minim de consum. Vreau să vă spun aici un secret. Da. Coșul minim de consum de Moldova este o ficțiune. El nu există. Și vă explic din ce cauză. În anul 93, când noi am creat economia de piață, noi am spus, fiindcă creăm economia de piață, unde noi nu știm ce va fi, statul, ca să înțeleagă ce se întâmplă în țară, va calcula coșul minim de consum. Și atenție! Coșul minim de consum se calculează de birou de statistică, după o metodologie care se modifică cel puțin o dată la 5 ani, iar metodologia cum apare? Nu născoșești unul de la birou de statistică care nu știe nimeni, dar se adună, se avanță. Economiști, medici, profesori, oameni de artă, oameni de cultură de diferite domenii, și ei stabilesc care este coșul minim de consum al omului. Cât trebuie el să mănânce ca să aibă minimul nutriționist, așa o spun medicii. Dacă el trebuie sau nu să meargă o dată pe an la teatru, că el, omul, este ființă socială, omul nu e animal, ca să îmi cer scuze, dar omul este ființă, el are nevoie de cultură. Hrană spirituală, da. Deci, da. Cât de des schimbăm hainele, dacă v-ați uitat în primul coș, și în 93 s-a elaborat o metodologie provizorie. Știți ce înseamnă provizoriu? Temporară. S-au adunat medici, profesori, cum toți, și au elaborat metodologia temporară, ca după aceasta să la 5 ani de zile să o schimbăm. Întrebați-mă, când a fost modificat? Niciodată. Deci din 98, acea metodologie temporară e deja era caducă, cum spun juriștii. Deci noi, ca birou de statistic, să-mi dăi cifrele care este coșul de consum, eu trebuie să cunosc consiliul cel de experți, în baza cărei legi ei se adună, ei stabilesc și consumăm noi și în baza consumului care îl stabilesc oamenii de știință care știu că omul trebuie să-i schimbi încălțăminte odată la 3 ani, spre exemplu,
clar da. Că bine în fiecare an, dar măcar la 3 ani. Paltonul trebuie odată la 5 ani, că acolo era scris costum odată la 7 ani, cămașa odată la 2 ani. Deci toate astea le calculăm și în baza lui calculez. Cât nu avem așa ceva, noi vorbim despre o cifră luată din pot și noi acum putem să discutăm toată ziua, e bună, e sau e ră, nu are sens să ne raportăm la coșul minim de consum atâta timp. Și sper că acum în campanie electorală vor apărea forțe politice care vor spune, noi dorim ca cetățeanul Republicii Moldova să cunoască exact starea de lucruri în Moldova și noi ne angajăm solemn într-o economie de piață. Noi vom elabora un indicator care va fi recunoscut de toți. Că orice om, de pe dumneavoastră, când veți vedea că biroul de statistică a calculat, nu biroul de statistică stabilește de ce avem noi nevoie. Noi, societatea, stabilim, iar biroul numai calculează. Și atunci o să am încredere în cifra lor. Dar cum să spui, de unde eu luat cifra asta? Când a fost Consiliul creat? Unde este acest Consiliu? Da. Domnul Ungureanu, regenii zice că mai avem aproximativ 4 minute la dispoziție în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau cât mai multe aspecte să încercăm să le abordăm. Iată, o temă destul de interesantă o constituie de fapt construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Domnul ministru Gabulici ne-a asigurat chiar în aceste zile că acest proiect înseamnă prețuri mai mici la gaz. Citat încheiat. Vreau să vă întreb, am mai avut un proiect Iași-Ungheni? Da, păi vedeți aici este, proiectul ăsta are mai multe aspecte, dar aici vedem că trebuie să recunoaștem tenderul care trebuia să treacă și iarăși nu a avut loc, iar din cauza că nu s-au adunat anume acele companii cu acele criterii să respecte deci toate lucrurile. Și iarăși cred că se va mai face și problema va fi în creșterea prețului. Pentru că prețul anunțat atunci inițialmente de circa 93 de milioane, cred că a fost destul de mic și nu se pregăsesc pe mulți doritori de a face cu asemenea preț. Al doilea aspect, deci de ce spun lucrurile astea? Pentru că asta este investiții care va intra atât în primul tronson al gazoductului de la Iași la Ungheni, apoi în tronsonul 2 care va veni de la Ungheni la Chișinău și probabil vor fi și necesare anumite ajustări pe partea română pentru că să aduc capacitățile cele de gaz. Asta este prima, deci partea care noi vorbim de investiție. A doua parte trebuie să vorbim ca să spunem ce preț va fi gazul, pentru că acum, actualmente, eu nu știu dacă va fi vreun expert care poate spune da, va fi mai ieftin sau va fi mai scump. Nu poți spune, pentru că totul este relativ. Cine știe cum va fi gazul din est la momentul acela. Dar dacă să luăm să analizăm mai departe din factorul obiectiv, trebuie să ne uităm din ce surse va proveni gazul care va veni prin conductele din România. Deci va proveni din resursele interne ale României. Sunt, dar nu sunt suficiente ca să acopere și consumul Republicii Moldova la momentul de față. Va veni din sistemul european, da, dar aici vin și costurile respective sau gazul lichefiat care va fi probabil în proiectele viitoare adus pe mare și apoi din gaz lichefiat transformat în gaz. Deci, iarăși, aici sunt foarte multe întrebări și nu poate nimeni să spună acum că va fi mai ieftin. Că este un proiect strategic, că este bine ca să ai din două surse alimentare. Da, aici putem spune că este bine, dar... Dar de ce a cunoscut, nu știu, o etapă de stopare, cel puțin, acest proiect Iași-Ungheni? Atât din punct de vedere economic, pentru că, iată, am spus că nu există suficienți agenți economici care să fie interesați în construcția lui mai departe, la asemenea prețuri, la asemenea condiții. Dar și tronsonul care a fost adus până la Ungheni, el nu este în stare funcțională de plină. Acum, haideți să spunem, el alimentează doar o mică parte din consumatori, nu este conectat la sistemul de gazoducte al Republicii Moldova și, iarăși, lucrurile astea, deci spun că este un proiect semi-făcut sau pe jumătate făcut. Și, iarăși, așteptăm niște oportunități politice, oportunități financiare pentru a termina acest proiect, pentru că încă nu există suficientă înțelegere și suficientă finanțare din partea factorilor externi. Pentru că, până la urmă, Republica Moldova nu are banii ăștia să investească în gazoductul ăsta și va apela la credite, va apela la granturi sau alte. Și aici trebuie să vedem și de conjunctura internațională politică care este în jurul Republicii Moldova. Și acum cunoaștem că s-au făcut anumite greșeli și nu se știe când se va remedia situația aceasta. Și domnul Ioniț, acest proiect este unul politic sau trebuie să-l credem iarăși pe domnul Gabulici care zice că gazul va fi mult mai ieftin? Eu cred că acest anunț cu gazul mai ieftin nu e cea mai inspirată idee. Noi trebuie să vorbim că Moldova are o problemă de securitate energetică. Și noi dacă vrem să rezolvăm această problemă de securitate energetică este diversificarea. Iar securitatea costă bani.
Deci noi, în prezent, ca să rezolvăm problemele de securitate energie electrică, am spus că 40% din consum este din consumul local, care este mult mai scump decât consumul de import. Deci noi ne-am asumat că plătim pe energie electrică mai scump doar prin faptul că să nu fim dependenți de o anumită sursă. La gaz exact aceeași poveste. Deci tu nu poți avea și securitate și preț mai mic într-un pachet. Deci tu, dacă vrei securitate, asta înseamnă costuri. Asta e primul lucru. Și al doilea, gazoductul Iași-Ungheni nu rezolvă problema dacă nu răspunzi la o întrebare ce face România. Să nu uităm că apare gazoductul Turkish Stream, la care Republica Moldova poate fi conectată. Da. Dar Republica Moldova poate fi conectată numai în momentul dacă România vede Republica Moldova ca o piață de desfacere. Și dacă RomGaz sau TransGaz, Rom, cum se numește, nu știu denumirea exactă, Transgaz, își stabilește ca prioritate investițională gazoductul și magistrala spre Republica Moldova. Deci acum noi stăm și ne uităm ce va decide TransGazul. Și ei acum este o luptă concurențială între mai multe proiecte investiționale în interiorul României. Și am evident că Moldova este un subiect politic și noi din domeniul economic trebuie să intrăm pe domeniul politic ca România să decide că Moldova este o prioritate. Dacă România să decide că Moldova este prioritate, este următoarea întrebare. Dumneavoastră știți că expiră contractul la gaz cu Federația Rusă? Vă spun că expiră. Vă pun o întrebare simplă. Cât volum de gaz va contracta Republica Moldova în viitorul contract cu Federația Rusă? Știți de ce v-am pus întrebarea aceasta? Că dacă va contra tot volumul care ia al consumă, TransGazul spune, și care e sensul economic că o să construiesc un gazoduct dacă voi aveți contract cu Federația Rusă? Dar dacă noi dorim să cumpărăm jumătate din Federația Rusă, noi asta trebuie să o vociferăm ca TransGazul să știe că face investiția. Deci cum poți face o investiție într-o direcție care nu știi cât unde consumatorul nu-ți vociferează public ce vrea el să facă. Contractul expiră și Republica Moldova acum trebuie să-și anunțe public intențiile sale pentru ca investitorul român să știe ce va face el în anul care vine. Domnul Ioniță, domnul Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a pune la punct și alte aspecte ce necesită explicația unui expert economic. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de echipa Accent TV. Pe curând!